Pe 1 și 2 septembrie, Arena Ring din Parcul Alei găzduiește Festivalul de Artă și Cultură Urbană Donaris Fest. Printre organizatori se numără și societatea Nova Force, căreia îi revine sarcina de a amenaja spațiul unde giurgiuvenii vor veni să petreacă două zile cu muzică de calitate și trupe precum Șuie Paparude, Roots Rockets, Pașaman sau Revolution. Prin urmare, ringul din alei, plin de gunoaie, cu tribune în paragină și pereți plini de graffiti, va avea o nouă față grație muncitorilor de la Nova Force, care fac totul pentru ca locația să arate așa cum trebuie. Mai precis, pereții sunt zugrăviți, tribunele reamenajate, buruienile îndepărtate și scena pregătită ca la carte. De asemenea, în spațiul din jurul ringului vor fi amenajate corturi unde se vor comercializa produse confecționate manual și unde cei mai non-conformiști dintre tineri vor putea experimenta tatuaje sau piercinguri.